bucuria de a mă exprima în fața dumneavoastră pentru această zi pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi în acest proiect al cultului creștin pentecostal împreună. Dragii mei, din cele patru pasaje biblice, am ales în această zi să vorbesc din 1 Ioan, capitolul 2. Dacă ne uităm la epistola lui Ioan, 1 Ioan, această epistolă este imaginea unui portret autentic al credinței. Este o chemare aparte în a trăi și a învăța ce înseamnă cu adevărat să fim în Hristos. Cum putem să știm noi că suntem în Hristos? Suntem noi cu adevărat în Hristos? Îl cunoaștem noi cu adevărat pe Hristos? Aș vrea să aduc trei adevăruri în fața dumneavoastră. În primul rând, păzind poruncile Lui, îl vom cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, adică pe El, pe Domnul Iisus Hristos. Citim versetul 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta, versetul 3, știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. În momentul în care ne raportăm la Domnul Iisus ca la personalitatea pe care noi o cunoaștem, atunci am putea să spunem, cunoscându-L pe Dumnezeu, cunoscându-L pe Domnul Iisus Hristos, este acel act, acea binecuvântare de a fi în Hristos, de a trăi cu Hristos, de a trăi în Hristos. De aceea, dragii mei, haideți să vedem ce spune și versetul 4. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, nu este în Hristos. Este logic. Aceasta este explicație. Dar în doua parte a versetului 4 spune, este un mincinos și adevărul nu este în el. Adevărul este Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă pe Domnul. Spune Biblia, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Un al doilea adevăr. Îl vom cunoaște sau cunoaște cu adevărat pe Hristos sau Hristos este în noi și noi în Hristos. Păzind cuvântul Domnului, păzind cuvântul Lui, vom trăi apogeul dragostei lui Dumnezeu. O dragoste desăvârșită, versetul 5. Cine păzește cuvântul meu, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, pentru că Dumnezeu, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 16, a doua parte, spune Dumnezeu este dragoste. Această dragoste, acest Dumnezeu locuiește în dumneata, locuiește în mine, locuiește în noi. Păzind cuvântul lui Dumnezeu, vom trăi acest apogeu al dragostei. Un alt adevăr pe care vreau să-l subliniez, dragii mei, pentru a dovedi că suntem în Hristos, că îl cunoaștem cu adevărat pe Hristos, Ioan vine în fața noastră și spune, vă dau o poruncă nouă, vă chem să împliniți o poruncă nouă. Și ultimul adevăr care subliniez, cum putem să știm și să cunoaștem că suntem în Hristos, păzind porunca cea nouă pe care Dumnezeu ne-o dă. Versetul 8 spune, totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăște și lumina adevărată și răsare chiar. Versetul 10. Ce iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este nici un prilej de poticnire. Ne cheamă acest cuvânt al lui Dumnezeu să împlinim porunca lui Dumnezeu. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină, rămâne în Hristos, Hristos rămâne în El, rămâne lumina lui Dumnezeu. În mijlocul luminii, acolo este binecuvântare. Știți ce spune omului Dumnezeu David? Doamne, Tu și în mijlocul întunericului, Tu ești lumină. Când Saul, de altă dată, rabinul Saul, pe drumul Damascului, spune Biblia, mergea atât de decis, atât de hotărât pe el însuși, atât de sigur că va reuși proiectul lui, fiind pe urmele Bisericii lui Dumnezeu, pe drumul Damascului, se arată lumină din cer. Era lumina lui Dumnezeu, era Iisus. Din lumina aceea, Iisus îi vorbește,
fie lumina lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, fie lumina lui Dumnezeu în viața noastră, să înțelegem că suntem chemați să trăim în Hristos. Și subliniez în încheiere, fiind în Hristos, cunoscându-L pe Hristos, avându-L pe Hristos în viața noastră, fiind noi înșine în Hristos, vom avea îndrăzneală. Și în orice situație a vieții, dacă va fi să șchiopătezi, dacă va fi să ai o situație de un fel sau altul, din perspectivă spirituală, în mod special, uitați-vă ce spune versetul 1 și asta vreau să închei, dragii mei. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, un paraclet, un avocat între noi și Dumnezeu, lăudat să fie în numele Domnului, care va mijloci pentru noi. Acesta este Iisus Hristos, Cel răstignit. A Lui să fie toată slava și toată gloria în vecii vecilor. Amin. Thank you.